Salut! E, Horst, ieri la Strand, când am scos de la fund, dăduse șochii peste cap. A, domnul Cristian! Acum văd că mă recunoști? Domnul Cristian, vă rog înapoi! De ce, Horst? Nu e voie să treci civil pe pod. Dar eu nu trec podul, eu sar de pe pod în apă. Am făcut un pariu. Uite, vezi pe blonda aia de acolo? Crezi că merită? Bine, dar repede să nu vadă cineva. Liana! O revoluție cu măreția interioră. Uite-te! Domnișoară, nu vă supărați dacă am să mă așez și eu aici, să stau puțin, să mă odihnesc. Sunt foarte obosit. Nu vă supărați. Nu. În orice caz, mai puțin decât atunci când sunt strigată pe nume de necunoscuți. Dar nu înțeleg. N-ați strigat de pe pod Liana? Ba da. Pe mine mă cheamă Liana. Nu se poate. Ba se poate. Chiar te cheamă Liana? Adică chiar Liana e numele tău? Formidabil. Tinere, tinere, vezi că mi s-a agățat cârligul acolo în fund. Fii drăguț. Uite aici, vezi pluta? Așa. Hai de lângă. Mulțumesc. Salut, bătrâne.
Da. Am verificat, se poate. Distanța între piloni e vreo 40 de metri. Dacă aranjăm cu santinaia, pentru data e treabă de 10 minute. Avem nevoie însă de un declanșator de la distanță. Las că ne-am gândit. Altfel riscant. Am primit instrucțiuni. La noapte trebuie să terminăm tot. La noapte? La noapte, la noapte. Se așteaptă evenimente importante. Înțelegi? Dacă podul sare în aer, singura posibilitate de retragere a diviziilor germane de pe malul stâng este tăiat. Lucrul ăsta poate să aibă foarte multă importanță. E clar? E clar. Și detonatorul? Îl vei primi la noapte între 11 și 11 și jumătate. Eu? Da, tu. Avem oameni puțini. Mai știm care sunt filați sau care nu sunt filați de siguranță. Tu nu o să atragi atenția. Un tinerel acolo. Cine e omul cu care trebuie să mă întâlnesc? Nu știu. La 11 fără un sfert, te duci la Colorado. Ai o masă rezervată de noi acolo. El o să caute să te găsească. O să încerce să te aducă la masa lui. Îi dai parola. Ce seară frumoasă. După ce primești răspunsul, păcat că nu e lună plină, puteți discuta deschis. E clar sau nu? Ai vreo întrebare? Nu. La miezul nopții te așteptăm la pod. De sentinel avem noi grijă, înțelegi? Să nu întârzi. Să nu întârzi, asta e foarte important. E o singură sentinelă care e strigată din oră în oră. Dacă întârziem, putem pierde totul. Și dacă nu facem astăzi treaba asta, vor întări paza și nu va mai reuși niciodată nimic. Cu bine, Namate. Noroc, puștule. Și fii prudent. Inspector, ar mai rămâne doar asta. Pădurea. Numele Cristian Pădureanu, născut la 12 iunie 1924 în Sibiu, cetățenia română, religie ortodoxă, fiul lui Mihai Pădureanu, mecanic de locomotivă, simpatizant comunist, decedat în 1942. Studii, 7 clase de liceu, ocupația actuală. Instructor sezonier la ștrandul german. Are legături suspecte cu câțiva ceferiști, foști prieteni ai tatălui său, despre care se presupune că fac parte din celula comunistă locală. Ce aia se presupune? Fac sau nu fac parte? Se presupune, domnul inspector. Presupune. Dracu să ia. N-avem probe. I-am mai chemat, i-am mai strâns cu ușa, așa. Dar n-am putut scoate nimic de la ei. Dar, de fapt, să știți că în ultima vreme s-au cam dat la fund. Cristescu, mă, băiatule, mă. S-au dat la fund. Nu s-au dat la fund deloc. Cine scrie pe vagoane moarte lui Hitler? Sfântul Duh? Cine a tăiat cablul? Antiinductant, știu, domnul Rescu. Cine lipește manifeste pe ziduri? Eu? Tu? Mă s-au dat la fundele. Ascultă-mă. Dacă nu apar, asta nu înseamnă că s-au dat la fund. Lucrează. Cineva le face legătura discret. Cine? Cine? Asta vreau să știu. Cine? Ți-am dat teren până la Sfânta Maria să-l descoperi. Au trecut 7 zile. Și tu? Nimic. Suntem în 22 august. Și tu nimic. Nimic. Ce ai de gând? Am inspector, am spus. Pe toți suspecții i-am triat. I-am cernut. N-am dat de niciun fier. Și să știți că în ultima vreme nu s-a mai întâmplat nimic deosebit. Dar, Cristescule, tu ori te-ai tâmpit, ori nu știu ce să mai cred. Cum îți închipui tu că ăștia stau cu brațele în sân? Ce ai de gând? Să sări în aer?
Și pe urmă să iei măsuri? Domnule inspector, ar mai rămâne doar asta, vă spun. Dar nu pare o figură importantă. Și nu mi-a dat de lucru până acum. Dar dracu știe. Nu, nu pare o figură importantă. Nu, pare. Nu va da de lucru. Da, da. Poftiți cafea. Cristescu, ascultă-mă pe mine. Sunt vulpoi bătrân. Cu râma mică se prinde peștele mare. Aveți dreptate. Să trimis să-l aducă chiar acum. Eu spun eu că te-ai tâmpit. Să-l arestezi. De ce să-l arestezi? Ca să-i pui pe fugă pe ceilalți. Da. Nu-l arestezi. Îl urmărești. Pas cu pas. Vezi, unde se duce? Ce face? Cu cine stă de vorbă? Ce vizite primește? Mă rog, tot. Prin asta trebuie să ajungem la imagine. Cristescu le bagă de seamă. Să faci așa, altfel. Altfel dracu te-a luat. Domnul inspector, am să mă ocup personal de acest caz. Îl pun sub urmărire discret. Chiar. Cristescu. Da, pardon. Mașina mică și să-i cânt o doamnă. Pentru cum mașina mică și să-i cânt o doamnă. Ai probat uniforma, Iordache? Am probat-o. Și cum e? Îmi vine foarte bine. Da. Unde e acum? Am ascuns-o sub pat. Planul știți. Ăsta-i pod. Da. Aici, în valță, o să fie santinela. Da. Tu vii, te dă înspre râu de aici. Da. Tu te duci, o iei până grădina lui Codoș, ca să ieși în șosea, în spatele gheretii. Eu o să iau dinspre barieră, îmi pun mijlocul străzii, așa cu lada mea de zest. Ia să ne potrivim ceasurile. La mine fără un sfert, la voi cât e? Fără un sfert. Vei. La 11.30 se schimbă santinela. La fără 20... Munteanu n-a ieșit din casă. Asta e clar. Atunci? Eu știu, domn inspector. Ce suspect l-au mai vizitat? Păi se rompe rând. Saveta lăptăreasa. Saveta lăptăreasa. Asta e suspectă, mă, fiți-ar cretina dracului. Constatinescu, la percepție, veniți după impozit. Exclus. E omul nostru, domn inspector. Altul. Altul n-a mai fost, domn inspector. Cum n-am mai fost, mă? Nu n-am mai fost. Atunci manifestele unde sunt, mă? Ce le-a luat arhanghelul Mihail să-și facă evantai din ele, mă? Că de găsiți, zici că n-ați găsit nimic? Nimic, domn inspector. Atunci? Să trăiești, domn inspector, eu nu știu. Ai noștri au scotocit peste tot, centimetru cu centimetru, o jumătate de zi. Degeaba. Și doar n-am luat cu mine aceea mine, numai experți întâia. Experți întâia, se vede, mă, se vede. Lufi ars. A avut timp? N-am avut timp, domn inspector. N-am găsit niciun fir de scrum. Și pe unde ce să le ardă? N-avea de unde să știe că e urmărit. Băieții au lucrat subțire, filaj discret, extremă prudență, normal. Cărămide, trebuie să admiți că cineva a luat manifestele. Cine? Asta vreau să știu, mă. Domn inspector, în casă n-a intrat nimeni. Dar nu a ieșit nimeni din casă? Să iasă? Da. Ce te uiți așa la mine? Din casă, nu a ieșit nimeni. A ieșit... A ieșit... Cine a ieșit? Cine a ieșit? Unul cu minge de... Ce minge, mă, cine era? Un băiat, Sandru. Când intrase? Nu știu, că nu l-am mai văzut. Cred că era mai demult acolo. Și voi l-ați lăsat să treacă.
Nenorocisima. N-avea nimic pe el, domn inspector, doar chiloții de baie și mingea în mână, atât. Și minge? Da. Și în minge? Minge? Da. În minge, dobitocilor. V-ați uitat? Minge nu ne-am uitat. Era țaie dracului de tâmpiți. Cineva a făcut polițai. Acum, de unde să-l mai luăm pe băiat? Muntanul nu o să recunoască nimic, chiar dacă îl tăie în bucăți. Vi-l găsesc eu pe băiatul ăsta. Unde să-l găsesc? Unde? Unde? Dacă n-ai căscat cu ochii cât a trebuit, acum adio. Domnul inspector, la colțul străzii, băiatul a schimbat câteva cuvinte cu fata lui Galan de la poștă. O iau pe ala întrebări? Este. Fata lui Galan de la poștă? Da, Galan. Nu e deloc la întrebări, mai. O aduce aici. Înțelegi? Stă departe? Nu, la doi pași, lângă depo. Da? Trat! Cărămidă. Să nu cumva s-o sperii. Tot acum, bonsoar, sărmânuțele. Înțelegi? Am înțeles, domn inspector. Tot acum. Trat! Vedeți, domnule inspector, cu ce oameni sunt nevoiți să lucrez. Cuvântul meu de onoare, dacă nu-mi vine să mă dau cu capul de pereți. No. Calm, Cristescule, calm. Acum suntem mai aproape de victorie, că o îi avem în mână pe toți. Te-așim. În câteva zile, dar ce zic eu zile? Câteva ceasuri. Să bavă de Dumnezeu, domnule inspector, eu unul nu mai știu ce să mă fac. Cristescule, ascultă-mă pe mine. Insiști asupra lui Cristian Pădureanu. Da, da. Voi avea în permanență un om pe urmele lui, Umbră. Perfect. Nu se poate să nu dăm de vreo urmă. Eu cred. Eu lipsesc câteva clipe. Cristescu, nu pleci până nu mă întorc. Înțeles. Ancheta în Munteanu. Nimic, nicio vorbă. Cum, nimic? Nicio vorbă? Nicio vorbă. Sunteți anchetator, mă, sau domnișoare de pensiune? Păi am încercat, domnul inspector, să mă trebuie să vorbească. Intrați tare, tare. Nu e o simplă bănuială, aveți dovezi. Păi am încercat. Mă strângeți-l cu ușa bine, mă, trebuie să vorbească, mă. Dacă nu vorbește, vă puteți da dimisia, înțeles? Nu pot fi determinante pentru soarta războiului. Da, armata germană se va consolida în Carpați. Se va reorganiza în primăvară și... Vor fi nimicitoare. Cordătoarea, domnule Tăgean, cunosc foarte bine Carpații. Am lucrat înainte de război la ambasada germană din București. Schiam deseori la predeal. Aveți dreptate. În Carpați rușii. Caput! Caput, 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 prozii. Momentul, domnule Maior. Domnilor, nu uitați, în curând, Führerul va lansa arma secretă. Asta distruge tot. Hai de mine. Nu vă speriați, doamnă. Distrugem numai rușii. Rușii pe aliați. Trăiască alianța germano-română. Prozit. Prozit, prozit, domnule Maior. Prozit. 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 Domnișoara Reli bea așa de puțin. Nu vă place șampania? Ba da, domnule Maior, îmi place foarte mult șampania. Dar mi-e teamă că dacă am să mai beau un singur pahar, n-am să mă mai pot ridica de la masă. Și aș vrea să mă și... aș vrea să și dansez. Oh, cu multă plăcere, să dansăm. Viva lume, noaptea vedea! Thank you.
Stimați, masa aceasta este rezervată. Exact, de mine. Domnul Pădureanu, cu ce vă putem servi? Un coniac și o baterie. Sigur că da. Vă rog? Un coniac și apă minerală. Da? Frumoasă, nu-i așa? Da. E o seară agreabilă. Vă rog să mai stați dacă vă rog. Eu cred că vă simțiți bine în orășelul nostru, domnule Maior, nu? La noi parcă ar fi pace. N-aveți senzația? Burmeșter, e foarte plăcut aici, în acest anturaj. După cât am înțeles, domnule Maior, cred că nu v-ar displace să veniți duminică pe la noi. E ziua lui Veli. Cu multă plăcere. Am să vin neapărat. Noi Maior și până atunci poate avem și rezultatul din comanda despre care am discutat. Rezultat is good. Good? Facem comanda la firma Tejan. 20.000 de perechi de cizme. Livrarea anul viitor. Lata anticipată. Puteți conta pe noi. Opa, Vitica! Atâlnic, mă rog. Prozit, prozit, Hermaior. Prozit, prozit. Domnișoara Reli e obosită. Să mergem, nu? Nu vreți să mai rămânem? Și eu, care credeam că am să dansez un șic. Mâine seară, mâine seară. Poftiți, poftiți. Mașina mea vă stă la dispoziție. Mașină mică. Ora, ora, ora să trească, domn primar. Ora, ora. Vindici, popa, mitică, să privim mașină mică. Opa! Opa, mitică, să primim mașină mică. Opa, mitică. Una mică! Tălstă mică! Da. Una mică! Gata, Coane, una mică. Să trăiți, inspector. Intră, Coane. Poftiți, ușoară. Desa este de ușoară. Bună seara. Bună seara, domnișoară. Vă rog să luați. Poftiți aici. Pozor. Un coniac, o țigare. Nu, mulțumesc, nu obișnuiesc. Mă rog, cum doriți. Să-mi permiteți. Domnișoară, vă rugăm să ne scuzați că v-am deranjat la această oră, dar în munca noastră, uneori și secundele contează. Vrem de a fi bun și de mult chestionat de pe jur. Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări.
E o formalitate inevitabilă. Da. Numele? Galan. Prenumele? Florentina. Domnișoară, urmează o întrebare pe care eu personal nu mi-aș îngădui să vă pun. Totuși, vârsta? 22. Da. Studii? Școala normală. Da. Profesia? Învățătoare. Cetățenia română, religia ortodoxă, situația părinților, tată? Victor Galan, factor poștal. Mama? N-am mama. Regret, Joara. A murit de mult? Acum 2 ani. Era probabil mai în vârstă. 39 de ani. Boală incurabilă? Un glonț incurabil. Evident, din greșeală. Cum așa? Așa. 2 domni ofițeri germani au avut chef să facă tir în piață. Au așezat un coș spart într-un stâlp și au început să tragă. Numai că unul din ei era un foarte prost ochitor. Asta-i tot. Da, domnișoară, firește. Regretabil. Sper că ați fost despăgubiți. Adică vreau să spun. Înțeleg ce vreți să spuneți. Să trecem peste asta. Da, domnișoară. De fapt, v-am chemat aici pentru un lucru cât se poate de concret. Vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne povesti cum v-ați petrecut dimineața de astăzi. Asta e tot ce vrem să știm de la dumneavoastră. Mă rog. Dacă de asta depinde siguranța statului. M-am sculat la 7. Am făcut curățenie, am dat la păsări, am servit tatei micul dejun, am fost la piață, m-am întoarse la piață, am spălat rufe, am gătit, am citit ceva. Aha, și am scris o scrisoare verișoarei mele de la Buzău. Cam asta. Spus dimineața. Dacă vreți, poți să mai continui. Nu, mulțumesc, domnișoară, nu e nevoie. Să știți că relatarea dumneavoastră este aproape exactă. Din grabă, însă, sau din alt motiv, nu pot să-mi dau seama bine. Ați omis un amănunt. Un amănunt care poate avea totuși o anumită importanță. Vă amintiți cu cine v-ați întâlnit astăzi? E vorba de o întâlnire. O întâlnire? Da, domnișoară, o întâlnire. Ne puteți spune cu cine v-ați întâlnit azi dimineață pe la ora 10:30, 11? Da, domnișoară. 10:30, 11. Da. La ora aia cred că venem de la piață. Ah, m-am întâlnit cu doamna Vasilescu, vecina noastră. Am schimbat câteva vorbe cu ea. Da. Dar cu altcineva?
domnișoară, un băiat. Da, m-a oprit și m-a întrebat unde stă un oarecare Alemanu sau Almăjanu, ceva în genul ăsta. Nu stă nimeni pe strada noastră plumele asta. Cine era băiatul ăsta? Nu știu. Nu l-am mai văzut în viața mea. Vă amintiți de unde ieșise? Cred că venea de la râu. De ce? Era în ținută de plajă. Aș avea o minge sub braț. O minge, atunci. Dar nu înțeleg despre ce e vorba. A furat mingea. Da, domnișoară, a furat mingea. Asta zic că spuneți că nu-l cunoașteți. Mă scuzați. Tu, comisar Cristescu? Da, eu. Să trăiți în Colorado. A da. Tipul. Se pare că așteaptă pe cineva. Așteaptă pe cineva? Bine, nu-l pierde din ochi. Cât stau aici? Vei primi instrucțiuni. Am înțeles, să trăiți. V-am văzut când ați intrat. Vădește, pe n-ai priceput nimic. Ăla de suport nu era Lare, era altul. Cum să nu fie? N-ai văzut cauza? Stai, n-ai priceput, ți-am spus nimic. Copiii sub 7 ani nu au voie să meargă la film de la 9 la 11. Trebuia să stai acasă la ora asta și să faci nane. Bere, vă rog. Acum nu-mi sta în cap, caută-ți un scaun. Salut! Salut! Singur? Deocamdată. Ce seară frumoasă, nu? Păcat că e cam cald. Poți să-mi spun? Te rog. Azi dimineața la râu ați fost formidabil. De ce încerci să mă minți, domnișoară? Doar ai discutat foarte amical cu băiatul. Vă rog să fiți convins, domnule inspector, că nu spun decât adevărul. Domnișoară, continuu să susții că nu l-ai mai văzut niciodată. Niciodată, vă jur. De altfel puteți să mă confruntați.
Nu înțeleg despre ce e vorba. Ce nu înțelegi, domnișoară? Ce nu înțelegi? Tristescule. Tristescule. Mă iertați, domnișoară. Crezi că se preface? Nu cred. De altfel mă gândesc că dacă Munteanu i-a dat manifestele băiatului, nu-l trimitea la câteva case ca să-l vadă ai noștri. Eu cred că l-a s-a oprit așa de-al dracu pe casa la de că nu se crăpește. Sau pur și simplu i-a plăcut fata. Nu-mi rea. Deloc. Ce-a stabilit la tine? Omul nostru e la Colorado. Pare că așteaptă pe cineva. O să nu chiar eu acum să văd despre ce-i vorba. Nu. Nu te duci tu. De ce? Crezi că ai lor nu te cunosc? Cum te văd și spală puțin? Da. Atunci ce facem? Mă duc eu. Aici nu mă cunoaște nimeni. Înainte de asta, alergi chiar acum la Colorado. Ei câțiva băieți, prindeți ieșirile și mă aștepți acolo. Da. Executarea rapid și discret, intri prin spate, vă ține să nu te vadă. Da. Ocupim separeu și mai aștept până vin. Înțeles. Și cu fata ce facem? O iau cu mine. O dai chioare că... Admirabil. Executare. Domnișoară, eu va trebui să plec. Te las în compania domnului inspector Lepădat de la Siguranța Generală. Bună seara, domnișoară. Da. Domnișoară, în principiu, sunteți liberă. Din păcate, trebuie să-l așteptați pe inspectorul Cristescu până se întoarce. Asta o să mai dureze. Eu trebuie să plec să mănânc. Regulamentul nu ne permite să vă lăsăm fără pază. Aș putea să vă încui într-o celulă. Nu cred că e cazul. În situația asta, pentru că o să nu aș putea face decât să vă iau cu mine. Ca invitată, desigur. Compania mea e preferabilă statului în celulă. E grasie, întuneric. Sau... poate mă înșel. Nu știu dacă e... Prezint toate garanțiile, domnișoară. O să întârzim mult? Nu. Cel mult un ceas. Bine. Să mergem. Ah. Ia-i, domnișoară. Trebuie să pleci acum? Da. Eu mai trebuie să rămân, te aștept mâine la loc. Da? Da. Mai aveți ceva de plată aici? Nu, nimic. Mulțumesc.
Elena? Ora, vedi che il cavolo va in stricca. Ora, vedi che... Ce faci, domnule? Păcat că nu e lună plină. Dumneata? Pachetul e în coșul hârtii de la WC. Copoiul e ochelaristul. Piată nu pleca acum. Să mai întâmple, domnule! Să mai întâmple, dar se întâmple, dar nu plec. Eu plătesc! Eu plătesc! Chiar acolo, măi! Mă va vedica să mi mai mașină mică, păi da, 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 a venit acum câteva minute, mi se pare. Spune să nu se îmbete prea tare, o să am nevoie de-a. Trimite-mi la masă ceva de mâncare și o sticlă de vin. Bun, am înțeles. Mă rog. Mă duc acasă. Parole! Ce? Mă duc. Ia-l, ia-l. Dos. Da! Dragii cavule, sunt poli. Am înțeles! Trebuie să-ți spun ceva. Taicățu, i te-a lăsat, cum s-ar zice, în grijă.
Ultimul lui gând a fost la tine. I-am făgăduit că am să te ajut să crești drept. Om întreg. Nu vreau să te gândești că nu mai ai pe nimeni pe lume. Tu ai o familie. Familie de oameni drepți, minunați. Așa cum a fost și Mihai. Eu, cât o-i trăi... Bine, Leon. Cimitir, liniște, ce romantic. Să ne reculegem puțin. Lasă-mă în pace. Lasă-mă. Lasă-mă. Ajutor. 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 Dacă nu sunt indiscret, domnișoară, la ce vă gândiți? Mă gândeam cât de ciudată e lumea asta. Nu cred că e cea mai potrivită temă de meditații pentru o fată tânără și frumoasă. Bucureștiu la telefon. Mulțumesc. Mi-a arătat o clipă, domnișoară. Ești urmărit, fugi. Cu Never? Da. Omul cu care sunt este inspectorul de siguranță Lebădatu. Fugi.
faci? Urmărește. Dar nu pot. Câți oameni ai? 9, domnule inspector. Câte 2 la fiecare intrare și unul în salon, adică eu. Crezi că-s de ajuns? Pentru prăpăditul ăsta, domnule inspector. Pe cine o fi așteptând? Nu știu. Vom afla. Cristescu, fii atent, mai ales la... Tărușoară, dacă ești hotărât să mă ajut, te ajută-mă până acasă. Te rog. Te ajut. Ce trebuie să fac? Este un sfert de ceas. Un om așteaptă de la mine, la capătul podului jos, un pachet. Trebuie neapărat să primească la timp. E foarte important. Eu nu pot să plec de aici. Și nici n-am pachetul. Dar știu unde să... Vrei să mă ajut să-l duci dumneata? De ce fac cu lepădatul? De asta mă ocup eu. Bine. Unde e pachetul? Într-un coș de hârtie, de la liceu. Dar nu pleci de aici decât după ce au plecat copiii. Da. Și cum am să știu care este omul ăla? N-are cum să fie altcineva. Va fi acolo, te va aștepta. La final, mai să nu te speri. Nu să mă speri. Ce trebuie să spun? Spui așa, ce seară frumoasă, îmi trebuie să-ți răspundă. Păcat că nu e lună plină. Dacă îți răspunde așa, îi dai pachetul. Dacă nu, treci mai departe. Ți-i pachetul ascuns în poșetă. Mersi. De ce? Nu știam că fumați, domnișoară. Uneori. Domnul, mai dorește ceva? Aveți ciocolată? Da. Un cutii mare de jumătate de kilogram? Da, domnule. Aș dori 2 cutii învelite într-un jurnal. Spuneți, să învelim cutiile cu ciocolată într-un jurnal? Exact. Îmi doriți, domnule. Și nota, te rog. Bine, domnule. Bun, bun, ia. Foarte bine. Ciocolata dumneavoastră, domnule. Mersi. Și nota? 88 de lei. Păstrează-mi. Vă mulțumesc. Cui, domnule? Stai! Nu mișcă nimeni! Ce-i cu dumneavoastră la ora asta? Ce seară frumoasă! Ce seară frumoasă! Păcat că nu e lună plină. Poftim. Și Cristian? Ce-i cu Cristian? Nu știu. Thank you.
Pe mine mă cheamă Liana. Nu se poate. Mort. Păi cu dumneavoastră să pun nenorociți ești. Ce-i asta? Sfârșitul lumii!